urmau după aia pe toată perioada timpului, chiar și astăzi și pe viitor, ca să știe că Dumnezeu a făcut această lucrare. Că oamenii ăștia au ieșit din Egipt nu cu forțele lor, nu cu armele lor, ci au ieșit cu călăuzirea lui Dumnezeu. Iar felul în care au ieșit dovedește că într-adevăr este lucrarea lui Dumnezeu și face o legătură foarte strânsă, după cum deja s-a amintit, cu eliberarea din păcat. Chiar și cele mai mici detalii se potrivesc și se aseamănă una cu alta. Deci lecția de astăzi se desfășoară între cele două evenimente, eliberarea din Egipt și eliberarea din păcat. Semnificația lor, zic, nu ca timp sau ca altfel. Deci dacă vedem cum a lucrat Dumnezeu cu eliberarea lor din Egipt, vom vedea cum a lucrat și cu eliberarea noastră din păcat a tuturor oamenilor. Și asemănările sunt foarte multe. Este important să ținem minte că această sărbătoare trebuie sărbătorită. Domnul Iisus spune la cina cea de taină, în joia seara, zice, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți mânca și veți bea. Veți mânca de aceste pâine și veți bea din paharul acesta. Pentru că, făcând lucrul acesta, vestiți moartea mea până voi veni eu din nou. De ce moartea lui? Nu v-ați gândit, dar, Doamne, dar ai înviat în mod glorios, ai făcut atâtea minuni, atâtea lucruri deosebite, însăși nașterea ta a fost un miracol, o mulțime de alte lucruri. Oare nu ne putem comemora, nu putem comemora acele evenimente? Nu sunt importante? Sunt importante. Și totuși Domnul alege să sărbătorim moartea lui. De ce? Pentru că moartea, prin moartea lui a fost răscumpărați. Prin moartea lui a plătit prețul răscumpărării noastre. Și noi trebuie să știm lucrul acesta, să nu-l uităm niciodată. E bine să știm că a înviat și că e o sărbătoare minunată, dovada victoriei și a învingerii lui asupra morții. E minunat să știm minunile pe care le-a făcut el, oamenii, cum a înviat pe alții și așa mai departe. Dar este foarte important să știm și să nu uităm niciodată că am fost răscumpărați prin moartea lui și că sângele lui ne-a eliberat. De aceea este bine să luăm exact așa cum scrie cuvântul. Să sărbătorim aceste sărbători, dar să nu scăpăm din vedere semnificația lor. Dacă ar fi spus poporul Israel să țină sărbătoarea în detaliile pe care le-a zis, acolo cum să mănânce și ce să facă, absolut totul, dar fără semnificația faptului în sine, ar fi rămas oamenii ăștia cu un ceremonial. Ar fi rămas cu o poveste frumoasă, dar fără să cunoască substratul. La fel, noi dacă sărbătorim sărbătoarea Învierii doar așa cum se spusese, și într-adevăr și eu am văzut acele imagini și acele interviu, e pur și simplu ridicol, dar în același timp foarte trist. Adică nu mai știi ce sărbătorești. Ei, Domnul vrea ca să știm ce sărbătorim, chiar dacă nu sărbătorim exact așa cu toate amănuntele. Dar semnificația este importantă. Oamenii au scos semnificația din aceste lucruri și le-au rămas cu formele. De aceea omul știe că mănâncă cu tare sau cu tare sau știe ce face. Dar semnificația lucrului, mai mult decât forma, este importantă. Și de aceea Domnul insistă asupra acestui lucru și ca oamenii să nu uite importanța sărbătorii, o învelește, evenimentul respectiv îl învelește într-o sărbătoare și spune ce să facă, cum să facă și mai departe. Mulțumim, frate. Te rog să spun și eu. Menționat pedeapsa celor care nu țin Paștele în numele 9, că trebuiau să fie omorâți, aș avea o întrebare. De exemplu, când ei au fost scoși din țara Egiptului, ce s-a întâmplat cu cei care nu țineau Paștele și nu jungeau uște uriuși? Erau omorâți, bineînțeles. Cred. Pentru că nu ascultau de porunca Domnului. Și dacă ne întoarcem în Noul Testament, Domnul spune să ținem și când nu ai spus, să ne cercetăm și să și luăm. Toată păcatului este moarte. Dacă noi nu ținem această lege care Domnul a dat-o și a făcut-o veșnică, vom avea parte de acea moarte care vine de la plata păcatului. Adică moarte veșnică. Nu vom rămâne în veșnicie cu Domnul pentru că nu păstrăm această lege care Domnul a pus în fața noastră și ne-a spus să o păstrăm. Mulțumesc pentru adăugare. Mai avem un minut. Cine poate într-un minut să spună ceva frumos? Te rog pentru În versetul, nu știu dacă să fie un minut, probabil mai mult. Dacă într-un minut, mai mult de la fratele Iacob, cel întâlnit. În ziua 10 acestei luni, fiecare să ia un miel de
fiecare familie un miel de fiecare casă. Evreii trebuia să ia câte un miel în ziua 10-a a lui Nisan. Iar în ziua 14-a are loc sărbătoarea propriu-zisă. Ce vreau să zic? Vreau să fac o analogie între ce se întâmplă cu fiecare familie din Israel, cu fiecare familie de evrei. Trebuia să ia un miel. Haideți să facem o analogie, o paralelă cu Noul Testament. Sărbătoarea Paștelor, și vreau să mă refer la mielul fără de cusur, supremul miel, Domnul Iisus. Dumnezeu Tatăl, în grădina Ghetsimani, decide ca mielul fără cusur, mielul jertfit pentru întreaga omenire, să fie jertfit, o dată pentru totdeauna. Domnul Iisus, în grădina Ghetsimani, spune, Tată, dacă este posibil, se poate ca acest pahar, greutatea păcatului care a apăsat pe Domnul Iisus era extrem de mare, dar era necesar ca noi să avem parte ca Îngerul Morții să treacă pe lângă noi, să nu fie pedepsit. Sângele Domnului Iisus trebuia să curgă pe cruce ca noi să avem parte de substituirea pe care o face Dumnezeu prin mielul. De aceea, sărbătoarea Paștelor, după părerea mea, începe cu câteva zile. De ce spune să luați un miel în ziua 10-a? În ziua 10-a începea Domnul Iisus, vine în grădina Ghetsimani, apoi este prins, apoi este batjocorit de ostașii romani, este dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la, și așa mai departe. Cunoașteți, acestea toate sunt batjocurile și suferințele Domnului Iisus în perioada aceasta, între ziua a 10-a și ziua a 14-a. Se încheie punctul culminant cu moartea Domnului Iisus, omorârea Lui pe cruce în ziua 14-a, când de fapt comemorăm sărbătoarea Paștelor. Era necesară și mulțumim Domnului pentru că El a murit, este mielul suprem și prin sângele Lui suntem curățați. Prin sângele Lui suntem spălați. Este foarte important ca să vedem că sărbătoarea Paștelor nu spune că este în ziua a 10-a, dar începe cu ziua 10-a. Începe cu suferințele, cu bajocurile, cu scuipatul și cu durerile pe care Domnul Iisus le suferă. Amin. Mulțumim, fraților. Aș vrea să prezint câteva concluzii în cheiere. Dumnezeu este suveran și își duce planul la capăt. Ascultarea de Dumnezeu aduce viață, ignorarea, moarte. Suntem răscumpărați pentru a-L sluji, nu pentru a ne întoarce înapoi în robia păcatului. Vom comemora moartea Domnului Iisus până când își va instaura-o din nou în împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul nostru. Amin. Cântați pe Iisus cu iubire, că Cel pentru noi a murit, lăudați-L și dați-I mărire, că Cel pentru noi s-a jertfit. Cântați pe Iisus cu iubire, că Cel pentru noi a murit, lăudați-L și dați-I mărire, Cel pentru noi s-a jertfit. Eu vreau
să cântăm versetele 3 și 4, să rog pe Sebi să cheme și pe tineri, să vină și tine înăuntru. Deci versetul 3 și 4, cântați fiind plin de speranță, Iisus e mereu printre noi. O anumită notă, intri în cealaltă cântare. Da? Dar mulțumim Domnului. Așa e și la cuvânt. Dacă un pic de raim la cuvânt, lucrurile nu se pune. Slăvit să fie Domnul, că și astăzi putem să fim în casa Lui. Lăudăm pe Domnul pentru bucuria care ne face. Haideți să ne ridicăm, vreau să dați până unii cu alții, vreau să vă spuneți cum ați venit. O să rog și coro să-și ocupe locurile după aceea. Și voi intra cu bucurie. Haideți corul la loc, vă rog. În di voi intra cu bucurie. Voi intra cu bucurie înaintea Domnului, voi intra cu mulțumire în casa Lui. Thank you.
Venim, Doamne, din nou înaintea Ta și așa cum am cântat, vrem ca mintea și inima noastră să Te binecuvinteze. Dorim ca viața noastră să Te onoreze. De aceea mă rog în ziua aceasta pe fiecare dintre noi să ne conștientizez că stăm înaintea unui Dumnezeu viu, stăm înaintea unui Dumnezeu suveran, atotputernic, care își ține cuvântul. De aceea, Doamne, Te slăvim pentru toate minunile și lucrările pe care le vedem în cuvântul Tău și îți dăm onoare și cinste pentru minunile și lucrările pe care le vedem în viețile noastre. De aceea Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi cu o inimă mulțumitoare. Mă rog să ne deschizi ochii și să înțelegem, Doamne, realitatea pe care o trăim, să înțelegem, Doamne, cuvântul Tău și să putem, Doamne, să umblăm în lumină așa cum Tu locuiești în lumină. Binecuvintează-ne, Doamne, așa cum stăm înaintea Ta și cercetează-ne pe fiecare dintre noi și fie ca cuvântul Tău, Doamne, să nu fie doar o informație pentru noi, ci să fie puterea Ta în viața noastră, puterea care ne schimbă, puterea care ne învață, Doamne, și ne călăuzește. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 5, și o să citim de la versetul 38 la versetul 42. Suntem în această parte a predicii de pe munte în care Domnul Iisus Hristos începe să abordeze fiecare temă cu această expresie: ați auzit că s-a zis. Și din nou vom citi ceea ce ei și noi am auzit că s-a zis și apoi vom învăța ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne comunice prin aceasta. Versetul 38, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Am vrea să venim înaintea Domnului cu rugăciunea noastră și în această rugăciune vreau să rog pe fratele Costel să ne conducă. Doamne, Te laud pentru că ne-ai suferit pe fiecare dintre noi atunci când am fost răi față de Tine. Te laud pentru că și îți mulțumesc pentru că ne suferi și acum când nu suntem ascultători față de Tine. Mă rog, Doamne, să ne dai din dragostea Ta pe care o ai, pe care ai avut-o față de noi și pe care o ai, să o avem și noi față de cei din jurul nostru, care nu gândesc ca noi, care nu simt ca noi. Mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să lucreze în inima noastră și în această zi. Te rog ca să binecuvintezi pe fratele meu, putere, Doamne, în această zi. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin. 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 Mă rog să ocupați locurile. Ne bucurăm să putem să împărtășim vești bune. Ori de câte ori avem ocazia să dăm vești bune, să știți că e o bucurie. Totdeauna veștile mai puțin bune sunt mai greu de comunicat. Dar acum mi este ușor să comunic vești bune. Dar o să, la dreapta dumneavoastră, la stânga mea, înțelegeți din ceea ce ne-am rugat înainte, sunt două flori. Două drasle care aduc bucurie și care înfrumusețează două familii. Slăviți să fie Domnul! O să încep cu cea care a venit mai repede. Violet Luisa, fiica lui Peter și a lui Ramona, Domnul să-i binecuvinteze și ne bucurăm pentru ei, chiar dacă ei au plecat, locuiesc mai departe, ne bucurăm că Domnul a dat această binecuvântare în casa lor și ne rugăm ca Domnul să-i însoțească și să le dea în continuare sănătate și multă înțelepciune în creșterea acestei fetițe. Sora Violeta, ăsta e numele, nu? Violeta. Domnul să binecuvinteze și pe bunica, și pe bunicul și să dea bucurie de plină în casa lor. Acum și la familia mici este ceva foarte interesant. Se pare că ăsta e primul mici. Nu? Și îl cheamă și John. David John Mitch.
Deci de acum când fratele, când va crește micuțul David, nu știu, probabil că vor alege să-i spună David, sau dacă vă spune John, va fi un pic de confuzie. Probabil că va trebui să-i spună John Junior sau Second. Sau... Dar ne bucurăm că vineri a venit pe lume și ne bucurăm și pentru Chris și pentru Paula, Domnul să binecuvinteze și casa lor. Câteva anunțuri scurte pentru adunare. Repetiția de cor va avea loc miercuri seara după serviciul de închinare de miercuri. Apoi, în ultima duminică din noiembrie, după masă, vom avea întâlnirea noastră anuală. Nu știu, nu-mi place cuvântul ăsta, adunare generală, nu știu cum, găsiți alt termen, nu știu, deci ce-o fi, dar să sune mai frumos, mai, da, deci chiar dacă, da, sfătuirea, eu știu, încurajarea, pocăința noastră anuală sau... Domnul să binecuvinteze, să ne rugăm. Am început să ne rugăm pentru aceasta și, deci, ultima din noiembrie. Și am un lucru care e foarte important, pe care nu-l pot rezolva și nu putem rezolva în minutele astea, dar va trebui, împreună cu toți frații și surorile care suntem membri în biserica aceasta, să rămânem la urmă. Acum, înainte să vă speriați, o să vă spun că e o veste bună. În mod oficial, ni s-a cerut de către Asociația Bisericilor Creștine Baptiste din America și Canada să organizăm congresul asociației la Hickory anul viitor. Și acesta va fi în Labor Day weekend și noi am discutat cu frații din comitet, am ajuns la o anumită concluzie care este aceea de a aduce lucrul acesta în fața dumneavoastră. Noi suntem gata să facem lucrul acesta, dar nu suntem gata să facem singuri. De aceea nu vreau să mai lungesc acum. După terminare, în câteva minute, vă promit, nu o să stăm prea mult, am vrea să vă împărtășim ce știm noi despre aceasta, ce implică aceasta și să vă rugăm să luăm împreună această slujire și onoare. Eu văd ca și pe onoare. Chiar dacă Betleemul e una dintre cele mai neînsemnate cetăți, Dumnezeu a hotărât ca acolo să vină Domnul Iisus. Și eu mă gândesc și nădăjduiesc că Domnul are un plan cu noi. Și dacă noi suntem puțini, El va suplini și va fi tăria noastră. Și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze această nouă suflare în asociație. Fratele care slujește în calitate de președinte a asociației este prieten, îl cunosc din tinerețe, mă cunoaște din tinerețe, suntem din același oraș și chiar dacă el e în Portland și eu locuiesc aici, este un om cu inimă pentru lucrare, este un om care îl iubește pe Dumnezeu și așa ne s-a comunicat că au vrut să se întâmple lucrul acesta la Hickory pentru că cred că Dumnezeu poate să folosească și aceste întâlniri ale asociației pentru slava Lui și pentru a face o nouă mișcare în poporul Lui. Deci, după terminare, o să vă rog frații și surorile care sunteți membri, nu o să vă reținem mult, am vrea să vă împărtășim câteva lucruri și să vă cerem suportul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să cântăm împreună următoarele cântări de cor. Prima cântare va fi Dor de Cer. Luciana, amândouă sunt cu negativ. Dor de Cer și mare e el. Așa cum vă spuneam la unii miercuri, corul nu are rolul în biserică să vă lase cu gura căscată. Corul are rolul să ne ajute să căscăm gura, să ne închinăm împreună. De aceea hai să lăudăm pe Domnul cu cântarea Dor de Cer și mai departe mare e el.
rog să pui și pe scris dacă se poate cu link. Fratele Gelu să facă lucrul acesta. Doamne, ne-ai arătat calea spre cer și ne-ai așezat pe ea. Doamne, îți mulțumim pentru că prin Mântuitorul Domnul Iisus Hristos avem și împreună cu El toate lucrurile. Doamne, îți mulțumim și dimineața aceasta pentru că ne dăruiești sănătate și ne putem câștiga pâinea prin harul Tău pentru noi și pentru familiile noastre și avem și pentru alții care nu lipsă, Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările care le avem și care le primim în fiecare zi. Te rog să binecuvântăm și dimineața aceasta, că Dumnezeu voios și darurile care sunt aduse să fie folosite pentru slava împărăției Tale. Amin. Amin. Vreau să bucați Domnul Președinte, să-L rugăm pe Domnul cu cântarea. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Presence of peace, presence of peace, presence of peace.
lăudat din nou pe Domnul cu cântarea Mare El și după masă, deși nu v-am anunțat în timp, m-am gândit azi dimineață, haideți să ne închinăm după masă cu oarecum generația mea, de la 30 până la 50. Avem programul tinerilor, copiilor, a seniorilor, nu avem și cam lâncezim în ultima vreme. Nu l-am auzit pe Miță cântând de mult, pe Adina spunând versete, pe Deborah cântând poezie, cântând o cântare, așa. Știu că și Gabi cântă, și Pit cântă. Vă rog să vă gândiți, avem 5 ore după masă până când ne întâlnim, așa că între 30 și 50 după masă am vrea să slujim. Lucian, cu siguranță, are o meditație din cuvânt. Vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta și împreună să lăudăm pe Domnul. Mare El! În dimineața aceasta l-am rugat pe fratele Miță să mă ajute la predică și o să vedeți. Sunt multe lucruri pe care le citim și trecem cu vederea foarte repede și credem că am înțeles. L-am rugat pe fratele Miță să vină și să mă lovească peste obrazul meu cel drept. Să vedeți cum poate el să facă asta. Tu nu poți. Este obrazul drept? Domnul Iisus Hristos specifică foarte clar
care este obrazul pe care cineva te lovește. Și ați observat că el nu putea să mă lovească decât cu dosul palmei. Decât dacă ar fi fost stângaci, l-am întrebat înainte dacă este stângaci, atunci putea să mă lovească peste obrazul drept. Dar orice dreptaci nu putea să te lovească decât cu dosul palmei. Și țineți minte lucrul acesta. Domnul Iisus continuă această idee pe care a început-o mai înainte, care din nou începe cu ați auzit că s-a zis, și ajunge la lucruri care sunt foarte practice. Foarte mulți oameni sunt foarte interesați de părțile acestea din predica de pe munte și ei nu citesc altceva, citesc doar lucrurile acestea, că astea li se par lor mai interesante. Și acum este cineva care n-a auzit despre ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Legea talionului, cum este numită. Sunt câteva lucruri foarte interesante. În primul rând, Domnul Iisus Hristos le spune lor: voi nu ați citit lucrul acesta, vi s-a zis. În ce fel vi s-a zis? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte nu a fost niciodată intenționat pentru individ. Adică dacă eu am un conflict cu tine, să reacționez în felul acesta. Dacă ne uităm în cartea Deuteronom, găsim următorul lucru. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut așa o mărturisire mincinoasă, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți altfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Cine trebuia să facă lucrul acesta? Cine? Judecătorii. Aceasta a fost intenționată ca să fie o lege care să limiteze violența. Pentru că întotdeauna, dacă cineva te lovește ușor, tu ai tendința să-l lovești de două ori mai tare. Și Dumnezeu a vrut să pună ceea ce noi numim astăzi justiție. Dreptate. Și de multe ori te duci la sistemul judiciar și nu mai primești dreptate. Știu că în Dej cineva a luat doi iepuri de la o cumnată de-a lui, că s-au certat și a luat doi iepuri. Și a luat 7 ani de pușcărie, că a zis că i-a furat iepurii. Și alții au furat sute de milioane și i-au 4 ani de pușcărie. Asta este dreptate în justiție. Dar uitați, Dumnezeu a stabilit probabil unul dintre cele mai bune sisteme de justiție care putea să existe pe pământul acesta și care spunea așa: pedeapsa nu poate să fie mai mare decât răul făcut. Dacă ți-a scos un ochi, nu poți să-i scoți amândoi. Nu poți să faci chestia asta. Ce s-a întâmplat prin legea aceasta? Dumnezeu a limitat foarte mult această răspândire a violenței și a răzbunării. Pentru că noi toți avem în noi duh de răzbunare. Tuturor lucrul acesta le este foarte la îndemână. Și în felul acesta Dumnezeu a realizat 3 lucruri. În primul rând a arătat valoarea vieții și a spus: dacă iei o viață, să ia și a ta. Nu ONU a declarat drepturile omului când s-a fondat ONU. Aici sunt drepturile omului, frați și surori. Dreptul celui în cauză la viață, la conviețui pașnic cu cei de lângă el și toate celelalte lucruri. Al doilea lucru, îl vedem ceea ce mulți căutăm totdeauna și ne dorim: echitate, dreptate. Cercetează
și așa să se întâmple. Așa a fost, trebuie să fie drept. Ți-a tăiat un picior? Uitai un picior. Ți-a scos un ochi? Scoți un ochi. Ți-a scos un dinte? Noi scoți toți. Unul. Dacă justiția din zilele noastre ar urma această lege, vă spun eu că ar fi foarte bine. Domnul a vrut să arate că poate să existe dreptate și fără răzbunare excesivă. Să protejeze pe cel care a greșit. Era o protecție. Dacă cineva greșea și făcea un lucru de care îi părea rău și îl lovea pe cineva de îngreșeală, nu primea pedeapsă mai mare decât merita. Ăsta e un principiu care e bun pentru noi în viața de fiecare zi, frați și surori. Și cu copiii noștri. Au făcut o prostie mare, o problemă mare, să nu le dăm pedepse mici. Să le măsurăm pedeapsa după răul pe care l-au făcut, ca să învețe că există diferite grade de responsabilitate. Deci observați, asta a fost intenția pe care Dumnezeu a avut-o când a lăsat această lege, care, îi spun eu, era revoluționară în poporul lui Dumnezeu. Pentru că limita în felul acesta felul nostru de a fi, care este mereu să ne luăm dreptatea mâinile noastre. Și dacă îți greșește cineva, imediat să-ți iei dreptatea în mâna ta și să faci ce vrei și ce crezi că trebuie să faci persoane respective pentru că ți-a greșit. Nu spunea judecătorii să cerceteze, să vadă despre ce-i vorba și după aceea ei să decidă să meargă pe linia aceasta. Pedeapsa nu poate fi mai mare decât măsura răului făcut. Nu este asta un lucru pozitiv, frați și surori? Nu este asta un lucru bun? Nu dorim noi ca legea sau justiția din vremea aceasta să funcționeze în felul acesta? Nu asta așteptăm noi de la legiuitorii noștri. Așa a intenționat Dumnezeu să fie. Dar știți ce au fost ei învățați? Au transformat această poruncă a lui Dumnezeu, care era destinată să aducă justiție, să aducă echitate, să aducă respect, să limiteze răzbunarea, au transformat-o într-un mijloc de răzbunare. Și au spus, fii atent care-i treaba. Când cineva ți-a greșit, nu cumva să-l lasă să scape, ce ți-a făcut, îi face înapoi. Au luat legea lui Dumnezeu și au pervertit-o. Au stricat ceea ce Dumnezeu a pus, au stricat rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o și și-au luat legea în mâna lor și au spus, ok, m-ai supărat, te supăr, mi-ai luat, îți iau. Și au adus această învățătură, au dus-o la nivel personal și de-aia noi așa o cunoaștem astăzi. Noi așa știm despre ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, e că dacă cineva te calcă pe picior și tu trebuie să-l calci înapoi. Dacă cineva îți spune un cuvânt nepotrivit și tu trebuie să-i spui înapoi. Să nu cumva să-i rămâi dator. Asta am învățat noi de la farisei, să știți. Asta au propovăduit ei. O, este scris, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ia-ți legea în mâna ta și fă ce vrei, numai, uite, astea-s regulile. Așa erau ei învățați și au ajuns să folosească aceasta ca pe o unealtă în relațiile lor personale. Dacă soția i-a greșit, ce credeți că primește soția înapoi? Pedeapsă. Dacă vecinul i-a greșit, poate să spună cât soare vrea? Pedeapsă, că așa scrie. Și au luat cuvântul lui Dumnezeu și l-au pervertit ca să folosească intereselor lor. Dumnezeu a dorit să stabilească un sistem judiciar corect în care relațiile dintre oameni să funcționeze pe baza unor anumite standarde. Și ei au luat lucrul acesta și l-au aplicat la nivel personal. Și ați auzit gluma aceea în care unul zicea că scrie în Biblie s-a dus ăla să-i ceară preceptorul sau cum îi zicea ăla cu care venea să adune taxele, s-a dus să ia din lucruri și
I-a zis ăsta, domnule, nu poți să iei. Și l-a lovit și zice, auzi, tu ești pocăit în Biblie, scrie să întorci și celălalt obraz. Și zice ăsta, după celălalt, zice, scrie și se va da înapoi împătrit. Putem să găsim argumente care să ne hrănească sentimentele de răzbunare, sentimentul de răutate, sentimentul de mândrie. Și ce devenise asta? Un instrument al răzbunării, un instrument prin care fiecare justifica atitudinea lui față de cel de lângă el. M-ai greșit? Ai fost bun? Fost bun. Și Domnul Iisus nu spune, păi dacă, atunci care e diferența dintre voi și dintre păgâni? Că și ei îs bun cu cine? Îi bun cu ei. Și îs răi cu cine? Îi rău cu ei. Asta era învățătura pe care o primiseră. Și acum, de ce spune Domnul Iisus Hristos că dacă te lovește cineva peste obrazul tău, cel drept? Pentru că așa cum fratele Miță v-a arătat, era vorba de dosul palmei, care era o ofensă foarte mare. Nu era vorba, să știți, de forța cu care îl lovea pe cineva. Nu, 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 nu. Era vorba de ofensă. În Orient, oamenii sunt mult mai sensibili decât noi. De exemplu, japonezii nu au o problemă să mănânce în public. Și un fast food în Japonia pierdea foarte mult și nu știau de ce. Și și-au dat seama că, de fapt, ei merg împotriva culturii japoneze, care spune că e o rușine să mănânci și să-ți vadă cineva ce mănânci. Și atunci au creat niște șervețele în formă de mască, așa ca o mască, ca o gură care zâmbește. Și cei care mănâncă pun șervețelul ăla în fața gurii și așa mănâncă. Le-au crescut vânzările cu nu știu câte procente, pentru că au făcut lucrul acesta. Deci era o ofensă foarte mare cineva să vină și să te lovească în felul ăsta. Ei, și noi românii mai avem obiceiul ăsta, da? Mai, numai că la noi parcă-i cu împinsul mai tare. Noi ne împingem. La ei era așa, o jignire profundă. Deci nu era vorba de forța loviturii, era vorba de gestul în sine. Că dacă îți dădea așa, era o chestie. Dacă te lovea cu dosul palmei, te înseamnă că cu adevărat te umilea, te considera ultim om. Deci cam asta însemna, Domnul Iisus de-aia subliniat, când te lovește cineva, știți ce făcea respectivul? Te ațâța. Asta făcea când te lovea în felul acesta, te ațâța, că știa că tu nu poți să nu-i răspunzi înapoi. Știți că sunt oameni care le place să te provoace. Au o plăcere deosebită să facă asta. Și de-aia, ori de câte ori vi se întâmplă lucrul acesta, aduceți-vă aminte ce zice Domnul Iisus Hristos, dacă cineva te lovește peste obrazul tău, cel drept. Da, deci vă dați seama, erau anumite reguli, erau anumite obiceiuri care erau foarte bine stabilite. Da? Și când lucrul acesta se întâmpla, era o ofensă extraordinar de mare care ți se aducea. Fac o paranteză, am citit despre o companie din California care are un succes extraordinar. Jumătate din salesmenii ei sunt mormoni. Compania aceasta instalează solar panels, panouri solare pe case și a apărut relativ târziu comparativ cu celelalte companii care sunt pe piață și sunt numiți Noel Haven, pentru că asemenea celor de la Haven care se duc și vând așa prin oameni, tot așa și ei au salesmenii lor care se duc din ușă în ușă. Și i-a luat interviul lui unul dintre salesmeni și a spus, cum justifici succesul pe care îl aveți ca și companie și așa. Și el spune, faptul că am fost misionar mormon
nu știu unde au zis că a fost, în Irlanda sau... Ce faptul că am fost misionar mormon m-a ajutat foarte mult în jobul acesta, pentru că nu mă mai afectează respingerea deloc. Ci când oamenii îmi trântesc ușa în nas, nu-i nicio problemă, îmi iau staful și mă duc la cealaltă ușă și tot o să vând ceva. Dacă ei au ajuns la punctul acesta în care nu-i mai afectează palma peste obrazul cel drept, că s-au obișnuit cu asta, mă întreb, noi ne-am obișnuit cu ea? Cred că nu este niciun lucru care să ne afecteze atât de personal în relațiile noastre de fiecare zi cât aceste cuvinte ale Domnului Iisus. În fiecare zi, într-un fel sau altul, avem pe cineva care ne pleznește în felul acesta. Nu-i vorba de forță, e vorba de atitudine. Atitudinea era cea care stârnea această situație de conflict. Că nu zice Domnul Iisus, dacă vine cineva și te lovește cu pumnul, tu să stai jos și să spui, hai vino și dă. Se referă concret la o situație de provocare în care unul care era credincios din poporul Domnului era provocat de altul din poporul Domnului la scandal. Și lucrurile astea de obicei se rezolvau în felul acesta. Tu mi-ai dat, eu ți-am dat, nu? Tu ai dat mai tare... Și știți cum se termină de obicei, da? Ați văzut, de când eram copii, țin minte lucrurile astea. De obicei începeau cu șicanările astea mărunte. Am văzut unul dintre ziarele majore din America a publicat pe varianta lor online un video a unui taximetrist din New York la care cineva i-a lovit mașina. Și ăsta a parcat mașina de-a curmezișul străzii și nu a lăsat pe respectivii să treacă. Nu a lăsat. Încerca să treacă, nu stătea în față, să-l lovească. Și până la urmă persoana care conducea, era un SUV, s-a supărat așa de tare, a încercat să treacă, a lovit 6 mașini. 6 mașini a lovit. Frați și surori, provocări. Și vreau să vă întreb de câte ori n-am căzut noi victime acestor provocări. Și șoferii mai ales în trafic sunt multe lucruri de felul ăsta. Și dacă vreți istorii, putem să povestim, că știu destule din trafic. Unele erau implicați cu venul bisericii și scria Biserica Baptistă și arătau cu pumnul la cel de lângă ei și așa mai departe. Și după aceea s-a uitat unul la altul și a zis, bă, tu știi că noi suntem cu venul bisericii? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ofensă pentru ofensă, provocare la provocare, răzbunare. Toate lucrurile astea nu ne sunt străine. Toate lucrurile acestea locuiesc aproape de noi. Am avut fiecare dintre noi cel puțin o dată experiență de felul acesta. Ce spunea legea? Ce voia legea să facă? Ce au învățat fariseii? Ce voia Domnul Iisus să facem? Și o să repet o expresie aici care îi place lui sora Nuții, că și mie îmi place, că eu am citit-o, i-au auzit-o, cum spunea fratele Beni Fărăgău. Domnul Iisus ne vorbește despre ieșirea din competiția afirmării de sine. Despre asta e vorba, frați și surori, aici. Nu e vorba nici de palma lui ăla, e vorba despre această competiție în care suntem fiecare de a ne satisface eul și de a ne urma plăcerea eului și de a nu lua și de a nu pierde și de a nu primi nimic în dauna noastră. De aceea nu putem să vorbim despre această învățătură a Domnului Iisus Hristos altor oameni decât celor care sunt săraci în duh. Decât celor care știu să plângă. Decât celor care știu să fie blânzi, decât celor care știu să fie flămânzi și însetați după
neprihănire, decât celor care știu să fie milostivi, decât celor care știu să aibă inima curată. Și în mod special, sunt două lucruri aici, zice, ferice de cei împăciuitori, și apoi zice, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii ce vor face? Vă vor ocărâ. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii lor. În acest context vorbim, frați și surori. Vorbim unor oameni care cunosc că răzbunarea este a Domnului. Și că toate aceste ofense, Domnul spune că dacă cineva îți spune ceva rău și neadevărat despre tine, ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Să te bucuri. Mai mult decât asta, să te bucuri. Că spune rău și neadevărat. Toate aceste lucruri, frați și surori, nu ne spun nouă dacă trebuie să ne batem unii cu alții sau să nu ne batem. Cine învață că noi trebuie să terminăm cu felul ăsta de gândire? Nimeni nu poate să întoarcă obrazul celălalt. Nimeni nu poate. Arătați-mi un om pe pământul acesta. Tolstoi a fost omul care a gândit în felul acesta și el a spus că nu mai trebuie să existe nici armată, nici poliție. Pentru că așa ar trebui să fie în lume, fiecare să se lase bătut de fiecare. N-a intenționat Domnul să nu avem nici armată, nici poliție, nici judecată sau sistem judiciar. Nu. Dumnezeu ne vorbește nouă, celor care cunoaștem pe El și care suntem născuți din nou, și El ne comunică nouă lucrul acesta, frați și surori. Că pentru noi cel mai important lucru nu mai este modul în care eul nostru se simte, ci pentru noi cel mai important lucru este să-L onorăm pe Dumnezeu în toate relațiile noastre. Și spune într-o parte, spune așa, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește cum? Răul prin bine. Și continuă, și o să vedeți aici că, de fapt, în mod normal, the common sense, un om care este cât de cât se abține și strânge din dinți când cineva îl lovește, întoarce obrazul și pleacă. Dar el vorbește, Domnul Iisus, de un pas mai departe. Spune, ce să faci? Să întorci și pe... Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Înseamnă că am ajuns să-L urmăm pe Domnul Iisus, să învățăm de la El, să ne smerim așa cum s-a smerit El, unu, și doi, înseamnă că avem o dragoste ca a Lui. Când întoarcem noi obrazul, noi nu-L întoarcem pentru noi, îl întoarcem pentru Cel care ne aduce ofensa, ca să vadă cât de mare e Dumnezeul nostru și să vadă că și pe El îl poate ierta. Să vadă ce Dumnezeu mare avem noi. Nu din cauza aceasta, Dumnezeu nu a vrut să creeze o societate de oameni moi pe care îi calcă toată lumea în picioare. Că de multe ori asta e percepția, ești creștin, tu trebuie să faci ce... Well, da, cum spune, zice, să nu luăm parte la lucrările răului, ci mai degrabă ce să facem? Păi cum adică să le osândesc? Eu trebuie să stau și să îi las pe ei să facă ce vor. Nu, nu, nu. Țineți minte când l-a lovit pe Domnul Iisus, robul marelui preot, i-a tras o palmă? Țineți minte? Ce a făcut Domnul Iisus? A întors și celălalt obraz? Ce i-a spus? Dacă am greșit cu ceva, spune cu ce? Dacă n-am greșit, de ce mă bați? Pavel? Ce a spus Pavel? Și Pavel a spus, călcați pe urmele mele. Ia spuneți ce a spus Pavel. A spus, hei, come on, dă. Vino și bate, nu. Observați, e vorba de principiu, nu este vorba de în fiecare situație, e ușor să gândești legalist, așa cum gândeau fariseii, și să simplifici lucrurile, să le iei ad literam și să spui la fiecare situație, ok, that's ok, fă ce vrei. Nu, nimeni nu e așa. Există anumite situații în care poporul lui Dumnezeu trebuie să ia atitudine. Există anumite situații, și situațiile despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici sunt în mare parte sunt conflictele acestea mărunte care sunt între oameni. Conflicte personale care nu se rezolvă prin forța pumnului, ci se rezolvă prin arătarea dragostei. Asta vrea Domnul Iisus să ne învețe aici.
Când spune nu vă împotriviți celui ce vă face rău, nu se referă la satana. Că la satana spune ce să facem? Să ne împotrivim. Nu ne lăsăm așa numai. Nu. Observați, sunt lucruri care sunt foarte practice, sunt foarte aproape de fiecare dintre noi. Domnul vrea să arătăm dragoste în tot ce facem. Să arătăm dragostea Lui. Și vreau să vă spun ceva. Eu dacă îmi iubesc copiii, eu îi disciplinez. Nu-i las să fie vagabonzi. Că ei ar putea să-mi spună, tati, dar de ce faci asta? De ce ceilalți copii pot să alerge, să facă aia și tu mereu mă pui să scriu teme sau să citesc din Biblie și părinți răi am? Că voi tot timpul nu mă lăsați să fac ce vreau. Și societatea de astăzi spune, dacă vrei să fii un părinte bun, lasă-ți copiii să facă ce vor. Ce părinți răi suntem noi când ne disciplinăm copiii? Oare asta vrea să spună Domnul Iisus? Dacă copiii noștri nu sunt cum trebuie, noi să le întoarcem și celălalt obraz și să lăsăm să facă ce vor? Nu putem să luăm principiul acesta și să-l aplicăm automat și să spunem așa, îi trebuie să faci cum ți se spune. Contextul pe care cuvântul ne dă este contextul acesta de ofensă personală, de conflict personal cu cineva care trebuie să se rezolve duhovnicește prin dragoste. Asta ne comunică cuvântul aici. Nu ne comunică să lăsăm pe cineva să calce legea și noi să stăm liniștiți, să tăcem din gură că noi suntem creștini și noi trebuie să lăsăm pe cineva să calce legea. Ce spune cuvântul? Că de ce să ia cu sabia acolo? Care e slujba lor? Ok. Și cine a pus pe ei acolo? Spune cuvântul. Ne clarifică lucrurile acestea. De aceea, fie ca Domnul să ne dea înțelepciune, să învățăm în orice situație să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. În orice situație să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Este cel mai ușor, frați și surori, să jignesc pe cineva care m-a jignit. Și noi românii avem un arsenal destul de bogat. E cel mai ușor să lovesc înapoi pe cel care m-a lovit. Dar este o singură problemă. Asta mă pune în categoria celor care nu au experimentat în mod personal predica de pe munte. Mă pune în categoria celor care au nevoie de ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ca să se limiteze în acțiunile lor. Dar cine trăiește transformarea întâlnirii cu Dumnezeu este un om care a ieșit din competiția afirmării de sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar să n-am, spune, așa spunea asta mormonul, să n-am, adică am morțit la toate jignirile lumii, la faptul că mi se închide ușa în nas, la faptul că cineva spune rău despre mine, îs amorțit la astea. Nu mă mai afectează. Pentru că trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vreau să ne întrebăm în dimineața aceasta. Ce s-ar întâmpla? Cum ar fi viața noastră de fiecare zi dacă am trăit în felul acesta? Ce fel de relații am avea noi? Câte conflicte am mai avea noi? Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne călăuzească prin Duhul Lui Cel Sfânt. Intenționat n-am vorbit despre partea a doua, pentru că partea a doua va trebui să vorbim următoarea dată, dacă Domnul ne ține în viață. Dar să nu uităm principiul acesta. Să nu uităm că noi nu suntem chemați să ne facem dreptate. Noi suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu. Chemarea noastră nu este să ne apărăm cu orice preț eul nostru și să ieșim noi deasupra celuilalt.
chemarea noastră este să murim împreună cu Hristos. Asta este chemarea noastră. Să murim împreună cu Hristos. Să avem în noi care gând? Gândul care era și în Hristos Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului. Să ne rugăm, să cerem Domnului înțelepciune, să cerem călăuzire, să cerem har. Vreau să rog pe fratele Vova să ne conducă în această rugăciune. Doamne Iisuse, înălțăm numele Tău, cum crești Dumnezeu veșnic, Doamne, și suntem înaintea Ta, Doamne, înaintea justiției Tale, înaintea sfințenii Tale, Doamne, cu nimica, Doamne. Am trebuit să fim judicați, Doamne, dar prin harul Tău, Doamne, suntem iertați. Amin. Îți mulțumim pentru că pe cruce, la Golgota, Doamne, mi-ai răscumpărat pe toți, Doamne. Da, Doamne. Ai plătit prețul cel mare, Doamne. Slăviță. Îți mulțumim pentru că putem veni astăzi, Doamne, și mânia Ta ne trece astăzi, Doamne. Mânia și răspiția Ta, Doamne, trece. Te rugăm, Doamne, ca să te binecuvintezi, Doamne, ca să lași harul Tău peste noi și copiii noștri. Da, Doamne, te rugăm. Nu merităm nimic, Doamne, dar din Tine suntem toți, Doamne. Din Tine suntem cei răscumpărați copii, numiți frați și sorori. Slavă Ție! Îți mulțumim și vrem, Doamne, să slăvim numele Tău, Doamne. Amen. Vrem să aducem glorie și slavă, Doamne Iisus. Vrem să-ți cântăm numele Tău, Doamne. Pentru că Tu ai căpătat toate, Tu ai făcut toate, Doamne. Da, Doamne. Noi am stat și am făcut nimic, Doamne. Venim înaintea Ta, Doamne, și cerem iertare, Doamne. Da, ce rugăm. Protecția Ta, Doamne. Harul Tău și sângele Tău să fie peste noi și copiii noștri, Doamne. Ca să ne iarte, ca să ne scape de păcat, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Deci așa cum...